Cel mai frumos gest de la mulțumesc încoace. Câștig pentru tine. Acum la Virgin Radio. În studio cu noi o nouă rundă Câștig pentru tine, iar în prim plan pe Vlăduț. Bună dimineața, Vlăduț. Bună dimineața, bună dimineața. Și pe Marius, neața Marius. Bună dimineața, băieți. Bună dimineața și ascultătorilor voștri. Ai intrat pe site la noi, Vlăduț, pe virginradio.ro și ne-ai scris acolo că vrei să câștigi un premiu pentru Marius. Hai să citesc exact mesajul de pe site, care zice așa: pentru că în cei 12 ani de când ne cunoaștem, mi-a definit mai mult decât un prieten. Este ca un frate mai mare pentru mine. Este genul de persoană pe care, dacă o sun la două noapte și îi cer ajutorul să muți un scaun în casă, se urcă în mașină și vine să te ajute. Este cea mai bună persoană pe care o cunosc și dacă aș reuși să fiu măcar pe jumătate ca el, aș fi un om mult mai bun. Sper ca această mică descriere să fie suficientă, pentru că mi-aș dori să-l fac să zâmbească. Și în timp ce citeam chestia asta, am uitat așa cu coada ochiului către Marius, care... A zâmbit, nu doar că a zâmbit, dar mi se pare că este copleșit de mesajul pe care l-ai scris pe site. Da. Nu știi că așa vorbește despre tine pe la colțuri. Exact, așa prieten, da. Așa prieten te vorbește pe internet. M-a emoționat chiar destul de mult. A venit momentul să ne uităm către cortină și să vedem ce premiu am pregătit acolo. Tragem de cortină. În 3, 2, nu, e chiar atât de simplu. E un pic mai complicat de atât, băieți. Pentru că puteți să renunțați la ce este după cortină și să-i faci cadou din partea ta un abonament la o sală de fițe pentru un an de zile. Având în vedere că îl știu pe Marius de atâția ani, renunț la abonamentul de sală. Deci mergem mai departe spre cortină? Mergem mai departe. Crezi că s-ar duce? Nu. Revenim la cortină. Gata, n-am reușit să-l momim deloc. 3, 2... Vlăduț, fii atent. Stai așa. Dar stai. Vlăduț, poți să renunți la ce este după cortina și să-i oferi pe loc lui Marius un an de experiențe culinare la restaurante fine. Ne ocupăm un an sală de zile să meargă la restaurante fine. Arunc la gunoiul ăsta? Știi cum suntem? Preferăm un grătar în aer liber cu niște mici și ceafă întotdeauna. În schimb, nu, noi mâncare românești, de fițe. Așa, noi suntem mai pe românește. Deci, eu aleg tot cortina. Tragem de cortină și de data asta chiar vedem ce este în spatele ei și ce premiu, ce sentință a ales Vlăduț pentru Marius. Sunt 3, 2, 1! Stai! Nu trage de cortină încă. Stai un pic. Dar stai! Vlăduț este un băiat foarte tare și merită premiat. Și poți... în momentul ăsta, să fii super egoist și să renunți la ce e după cortină și să îi mulțumești lui Marius că e foarte bun prieten cu tine, dar să-ți iei tu pentru tine un abonament VIP la Dinamo un an de zile. A mai fost și ziua ta. Deci, băieți... Tu fiind foarte mare fan. Da. Dinamo, da? Trebuie să specificăm asta. Dacă accepti abonamentul la Dinamo, nu mă deranjează. Băi, e VIP. Deci fii atent, e VIP. E VIP, poți vedea meciuri spectaculoase din Liga 1. Cu cine stă în... Cupa României, Champion... Nu, Cupa României. Las-o aici. Las-o aici. Mâncând pateuri. Cupa României. Deci, mâncând pateuri la VIP acolo, da? Un an de zile VIP. Dar Marius este mult mai apropiat de mine ca echipa mea de suflet. Oh. Și la meciuri pot să mă duc oricând. Și renunț la abonamentul pe un an pentru Marius. A renunțat la abonamentul VIP la Dinamo un an de zile, a renunțat, gata, nu mai este. A fost ocazia, s-a dus. Uitați-vă către cortina. Șurubel trage de ea. În 3, 2, 1, 2, 3. Vino, mă, Șurubel, vino, mă, înapoi. Hai, mă, hai. Știți de ce l-am oprit pe Șurubel? Pentru că o să vă dăm o temă de gândire. Puteți să renunțați împreună la ce după cortină și să trăiți o experiență de tovărășeală maximă la El Clasico în Spania, la FC Barcelona Real Madrid. Acesta nu este un exercițiu. This is not a drill. Vorbim pe bune. Deci vă dăm așa. Avion, cazare, bilete la El Clasico, Barcelona Real Madrid. Experiență de tovărășeală maximă. Eu vin cu următoarea propunere și dacă Marius este de acord. Dacă aveți o monedă la voi, dăm cu banul și vedem ce iese.
să fie șanse 50-50. Nu e prima dată când dăm cu banul. Pe WhatsApp ascultătorii urlă: El Clasico, sunteți nebuni! Având în vedere că e vorba despre Marius, eu zic să dea el cu banul. Dă Marius cu banul. Banul să fie El Clasico. Da. Iar stema să fie Cortina. Banu, El Clasico, stema, Cortina. Marius aruncă acum bănuțul. Îl vedeți live pe Facebook. Pe masă, în palmă, cum vrei tu. Cum îl, da, îl prinzi în palmă, îl lași pe jos, îl arunci pe masă. Să nu se audă la microfon. Să se audă cum vrei. Să se audă? Să se audă. Se învârte bănuțul. Se învârte și... Ce e? E stema! E stema! Alege Cortina! E Cortina? Nici nu știu dacă să mă bucur sau nu în secunda asta. Și Robert s-a dus deja la Cortina. Cred că este foarte puțin important ce se află acolo. Importantă este prietenia noastră și orice s-ar întâmpla și ce ar fi în spatele Cortinei nu contează. Nu puteai, nu puteai să spui niște cuvinte mai adevărate. 3. Și o să vezi de ce zic asta. 2. 1. Marius, imediat cum tragem Cortina, spui ce e acolo. Și Robert trage Cortina. Nimic. Nu este nimic în spatele Cortinei. E pentru prima dată în istoria concursului. Uite-te bine, ești sigur că nu e nimic? Te-ai uitat, da? Nici jos, nici nu e nimic. Nu e nimic. Pentru prima dată, de când nimic. Facem câștig pentru tine, nu e nimic după Cortina. Bine, cred că nu e Cortina bună, nu? Cum? Cum? E vreun perete fals în spate, e șurubel. Săracul Vladotie. Mă, ideea e că noi v-am zis. Noi v-am zis că poate să fie orice aici. Da, ai zis orice, foarte frumos. Orice, dar nu nimic. Prietenia, ai zis foarte frumos. Prietenia voastră e cea mai importantă și până la urmă n-aveam noi ce să vă dăm în plus pe lângă ceea ce v-a dat viața. Corect. Hai mă, băi, fiți serioși, trage-mă invers de Cortina. Fiți atenți. Sunt 500 de euro cash prinși de Cortina. Dar fii atent, Marius, dublă semnificație. Sunt 500 de euro pe care îi vezi acolo, 10 bancnote de 50 de euro, da, cu care să faci ce vrei tu. Împreună cu Vlăduț. 500 de euro. Ce vreți? Mergem la El Clasico. Ce vreți voi? Dar, mai dar, punem de la noi. Atenție, atenție. Mai punem noi 500 de euro pe care îi donezi cui vrei tu. Pentru că voi la Crucea Roșie știți foarte bine că în țară sunt foarte multe cauze care au nevoie de donații. Și cred că tu știi cel mai bine unde să direcționezi banii. Noi donăm noi, pentru tine îi donezi tu. 500 de euro sunt ai tăi, dublăm, îți mai dăm 500 de euro pe care îi donezi cu vrei tu. Băi, ce față ați făcut! Băi, Vladuri, de ce față eram, nu știu ce se întâmplă, stai așa. Cum mă, nu era nimic, mă, cum mă să nu fie? Nimic! Băieți, vă mulțumim mult de tot că ați venit în studio. Mulțumim mult de și tot, noi băieți. Vă mulțumim foarte mult pentru tot. Mulțumesc foarte mult, Vlăduț, și te asigur că aceeași prietenie ți-o por și o ție și oricând te da, mulțumesc, asta știam, da. Ne-am înscris la acest concurs și, nu știu, sper că te-am făcut un pic mai fericit. Deși mă știi destul de bine că nu sunt cu săritul și chiuitul, crede-mă că m-ai mișcat foarte tare. Da, mulțumim mult și spor în continuare în ceea ce faceți. Câștig pentru tine la Virgin Radio. Cel mai frumos gest de la mulțumesc încoace. Înscrieri pe virginradio.ro.